Deși ziua de ieri a început cu soare timid care abia se ițea printre nori, turiștii nu au stat deloc pe gânduri și au venit pe plajă încă de la primele ore ale dimineții, iar până la prânz nici că se mai găsea un loc unde să te așezi. De dimineață când am venit noi nu era aproape nimeni, dar acum văd că a venit destul de multă lume, da. Noi am ajuns pe la 5 și era destul de răcoare, am crezut că o să înceapă și ploaia, dar până la urmă a fost bine. La ce timp am avut, e superbă, da. Fie că au stat pe șezlong sau direct pe nisip, zeci de mii de români au fugit de caniculă să se răcorească la mare. De fapt, la 7 când am venit să deschidem, deja lumea ne aștepta. Își bea cafeaua pe malul mării și aștepta să le dăm șezlonguri. Duminică, în unitățile de cazare de pe litoral fuseseră înregistrați deja 60.000 de turiști, iar acestora li se mai adaugă câteva mii care au venit în stațiuni doar cu gândul la o baie în mare și o bere rece, dar și cei care se cazează la rude și prieteni. O noapte de cazare la un hotel de 3 stele din Mamaia costă în această perioadă de la 120 de lei, iar un șezlong pe plajele din stațiune de la 25 de lei. Cei care vin cu mașina trebuie să-și calculeze însă pe lângă bugetul pentru cazare, masă și plajă și un buget pentru parcare. Pentru a veni în sprijinul hotelierilor care au obligația să asigure un număr de locuri de parcare, oferim posibilitatea închirierii unui loc de parcare cu 499 de lei pe lună, pe care apoi hotelierul îl poate oferi turistului, ieșind un cost de 70 de bani pe oră. Conform noului regulament al parcărilor, stațiunea Mamaia este considerată zonă zero, tarifele practicate pentru parcare fiind cele mai mari, la fel și în zona cazinoului din Constanța, loc preferat de foarte mulți turiști și constanțeni pentru plimbare.